și nu știu mai și, dar trebuie să mă scalc. Cum așa? Max te cheamă, Max Zafiot Tudor. Зачем? Начинается. Так пофужит домну Чуря. Ну, ратем. Парком интерзия. Как домну Лесневский на вас вообще? Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Suntem în direct la Moldova zi de zi. Ziua de 1 noiembrie, când vor avea loc alegerile prezidențiale, se apropie cu pași mari. În timp ce majoritatea alegătorilor și-au ales deja favoritul sau favorita, sunt încă mulți indeciși. Cât de corect decurge campania electorală? Este vreun candidat care ar putea să câștige din primul tur? Și dacă nu, cine are cele mai mari șanse să intre în turul 2? Și la ce surprize să ne așteptăm? Toate aceste răspunsuri le aflăm astăzi de la invitații ediției, analistul politic Ian Lesnevski. Bună seara, domnule Lesnevski, și bine ați revenit la noi. Bună seara. Imediat se va alătura discuției noastre și analistul politic Corneliu Ciurea. Domnule Lesnevski, iată, Republica Moldova fierbe în această... a început campania electorală, fierbe în febra electorală, dacă pot să spun așa. Cine, în opinia dumneavoastră, din cei 13 candidați, dacă vor fi înregistrate grupurile de inițiativă, pășesc cu, sau au șanse mari la alegerile prezidențiale? Bine, puteam vorbi la un moment dat că campania electorală abia începe, că... Totuși, mai fierbinte ați devii cu vreo două săptămâni înainte de alegeri. Din aceia care deja s-au arătat dorința de a candida, pentru că încă trebuie să vedem dacă vor strânge semnăturile, dacă vor putea să se înregistreze, noi putem vorbi că sunt doi candidați care vor da o bătălie principală, asta este domnul Igor Dodon și doamna Maia Sandu. Despre acești doi candidați putem mult vorbi, însă este și alți doi candidați, a fi o a doua bătălie pentru, așa zice, puterea treia în Republica Moldova, pentru că să nu uităm că toată această campanie electorală este folosită și pentru alegeri parlamentare, pentru că orice politician ia în calcul că, practic, după prezidențiale vor începe campania neoficială pentru parlamentare. Și aici noi putem observa două partide, Partidul Șor și Partidul Nostru, care iarăși încearcă să obțină un rezultat destul de bun. Partidul Nostru mai mult pledează pe ratingul liderului, însă Partidul Șor pledează mai mult, mi se pare că pe structurile sale, pentru că este practic a doilea partid după Partidul Socialiștilor, cu structuri bine aranjate în teritoriu. Între aceștia partide sau candidați, în mare parte va fi o bătălie. Deci revenim la eventuale alegeri parlamentare un pic mai târziu. Domnule Ciurea, bună seara și bine ați revenit. Bună seara. A început campania pentru alegerile prezidențiale. Cine pornește cu șanse mai mari din cei 13 candidați la această funcție? Domnul Lesnevski deja a menționat felul cum ierarhiile din punctul de vedere al sociologului. Bun, dacă ne conducem după sondaje, într-adevăr, situația arată așa cum a fost prezentată, doi candidați favoriți, vreo trei merg în spate și ar putea să încerce să dea o bătălie primilor doi, mă refer la Dodon și doamna Sandu. Totuși, trebuie să luăm în calcul și importanța campaniei electorale. Ea poate să schimbe ierarhiile. Sigur, cei trei candidați, sau poate sunt și mai mulți,
vorba de Renato Osatăi, candidatul Partidului Șor, Andrei Năstase, poate Tudor Deliu. Ei nu au acceptat încă faptul că nu pot să ajungă în turul 2 și vor face tot posibilul pentru a crește în această campanie electorală și în același timp să coboare pe primii doi candidați. Deci lupta încă nu este decisă, așa după cum prezintă sondajele și sociologii, deși diferența este destul de mare și va trebui să urmărim cu maximă atenție desfășurarea campaniei. Ea conține o anumită intrigă, chiar primul tur conține intriga, pentru că cei care pun mâna în foc și spun că este garantat 100% că Dodon și Sandu trec în turul 2, cred că cumva își asumă prea mult și trișează. Campania trebuie să producă anumite efecte asupra vieții noastre politice și vom urmări în ce măsură această campanie va fi eficient gestionată de candidați și s-ar putea să avem la sfârșit și surprize. Și surprize. În turul surprize doi, în sensul că cei doi candidați despre care vorbim atâta și care vor să repete scenariul anului 2016, atunci când au ajuns în marea finală, în turul 2, s-ar putea ca cel puțin unul dintre ei să nu acceadă în turul 2. Asta ar fi surpriza cea mare. Și ceilalți candidați la care am făcut trimitere, i-am numit, vor face tot posibilul ca această surpriză să se producă. Noi vedem. Dar care ar fi acel candidat care nu ar accede, ar avea șansele mai mari să nu acceadă în turul 2? Iarăși, sociologii vor spune că este candidatul cu mai, o susținere mai mică și ne gândim în asemenea situație la candidatul dreptei, care este defavorizat și pentru faptul că pe acest segment se dă o bătălie foarte crâncenă și sunt mulți contracandidați. Domnul Dodon, în fond, nu prea este jenat, nu prea este incomodat de foarte mulți contracandidați. Într-o măsură anumită, cel care îl calcă pe nervi, sigur, este Renato Osatăi, dar acest candidat luptă și pe segmentul de dreapta, nu doar pe cel de stânga, pentru că are un profil non-ideologic și poate culege voturi atât de pe stânga cât și pe dreapta. Ceilalți candidați, în mare măsură, pot spera să atragă simpatiile publicului de dreapta. Și acest lucru, sigur că va deranja traiectoria politică a doamnei Sandu, care va fi jenată, care va fi talonată de acești contracandidați. Domnule Lisnevski, partidele care se declară pro-europene, PAS și PPD, nu au reușit până la urmă să își unifice eforturile și să identifice un candidat unic la alegerile prezidențiale. Și deja se atacă reciproc, la fel și unioniștii, Blocul Unirea și Partidul PUN, Partidul Unității Naționale, la fel vor avea candidați diferiți. În opinia dumneavoastră, va fi un scrutin dur? Crâncen, luptă toți împotriva tuturor? Da, va fi un scrutin dur. Dreapta este deja de vreo 3 ani divizată, într-atât divizată că nu doar nu pot să aleagă un candidat comun, dar și în turul 2, posibil că candidatul dreptei nu va avea toată susținerea electoratului de dreapta, cum am observat acest lucru în 2019 la alegerile locale din Chișinău, când domnul Andrei Năstase a obținut voturi mai puțin decât Consiliul Politic Municipal. Da. Este un lucru paradoxal. De aceea, în mare parte, anume pe dreapta, se așteaptă o surpriză. Deoarece pe stânga noi vedem că domnul Dodon se simte comod, nu are practic candidat, unicul candidat care este concurent real este candidatul Partidului Șor. Partidul nostru, cu Renato Osatăi, noi vedem cum încearcă să treacă în centru și chiar pe dreapta, să iei de acolo voturi. Și pe dreapta noi vedem foarte mulți candidați care se bată unii între ei. Domnul Andrei Năstase, Maia Sandu, domnul Țicu, domnul Dorin Chirtoacă, care de fapt ar trebui să unească acest electorat, pentru că dacă noi vedem numărul indecișilor și vom analiza mai structurat acest număr, noi vedem că majoritatea totuși sunt de dreapta, electoratul de dreapta care nu se hotărăsc pentru cine să voteze. Mai mult ca atât, acest electorat care este indecis, el mai este cu vectorul minus, adică mai degrabă nu va merge la vot.
Aici este pericolul dreptei, aici este pericolul mai Sandu, că oricine poate să prie acest procent. Mai mult ca atât, deja a trecut foarte mult timp ca acești doi candidați, și doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, să arate interes, să apere interesul unioniștilor sau a electoratul pro-european. La momentul dat, noi nu vedem o diferență mare între stânga și dreapta, anume pe vectorul european. Această divizare s-a șters totuși, noi vedem un procent bine. Da, deci nu este atât de conturată. Domnule Ciurea, și actualul președinte, domnul Dodon, și-a anunțat candidatura. De ce credeți că a făcut-o pe ultima sută de metri? Cred că trebuie să acceptăm cea mai banală explicație. Domnul Dodon a vrut cât mai mult timp să se mențină în această ipostază curată, pură de președinte, să nu se intersecteze atribuțiile președintelui cu activitatea lui în timpul campaniei electorale. Chiar el a menționat acest lucru. Și să nu fie învinuit de faptul că face campanie electorală profitând, uzând de atribuțiile sale prezidențiale. Eu cred că trebuie să acceptăm această explicație, care este destul de credibilă. Și totuși această întârziere, în același timp, a avut și anumit, cred eu, efect electoral, pentru că concurenții domnului Dodon erau cumva debusolați de această amânare a intrării în luptă. Unii comentatori politici apropiați acestor candidați de pe polul opus, de pe polul dreptii, chiar spuneau la un moment dat, fiind induși în eroare, că poate chiar domnul Dodon nu va candida. Deci această întârziere electorală a domnului Dodon a creat o anumită degrigoladă, o anumită dezorientare pe dreapta și candidații dreptei... Păi, eu, da? Pe lângă explicația pe care am dat-o cu privire, da, cred că a contat și acest lucru, a fost luat în calcul un pic să debusoleze dreapta concurenții pentru ca să-i calce un pic pe nervi, să le creeze anumite emoții negative. Referitor la prima dumneavoastră explicație, iată, anterior, Partidul Politic Șor a venit cu o inițiativă care presupunea ca președintele de țară să-și suspende activitatea sa în timpul campaniei electorale, la fel ca orice funcționar public, deci iar această inițiativă nu a fost susținută. Nu cumva credeți că acest lucru creează condiții inegale pentru toți candidații electorali? În sensul că ceilalți candidați sunt dezavantajați, da, pentru că sunt obligați să părăsească funcția în timp ce președintele rămâne în funcție. S-ar putea să fie adevărat. Probabil asta a fost motivul pentru care Partidul Șor a și insistat pe această schimbare legislativă, dar în toate țările lumii, președintele țării este astfel avantajat sau este văzut ca o persoană care nu stă în rând cu lumea, care are anumite privilegii. Și poate folosi resursele administrative în favoarea sa în timpul... Domnul Lisnesc, dumneavoastră ce credeți? Orice candidat, bine, noi putem vorbi despre o democrație și participare egală, însă nimeni nu este egal, pentru că evident că pentru a doilea mandat, orice președinte poate folosi rezultatele sale care au obținut pe parcursul primului mandat, fix așa cum și candidații, contracandidații pot folosi greșelile acestui președinte, iarăși ca un fel de atac. Ce ține de resurse administrative, evident că nu se permite la nicio persoană care deține funcție să folosească aceste resurse. De ce sunt observatori internaționali, observatori locali, observatori a candidaților care trebuie să urmărească acest lucru și în caz de vor fi încălcate aceste norme democrației, evident să informeze despre acest lucru. Evident,
Bine, vorbim despre doi candidați, domnul Dodon și doamna Maia Sandu, care nu sunt egali cu ceilalți, pentru că, în primul rând, deja au o memorie, o istorie, așa zicem, electorală, de care țin minte cetățenii. A doua, practic, aici sunt două. Primul, domnul Igor Dodon, care contra candidații fac tot posibil că el să nimerească în turul 2. Și apropo, pentru că campania în turul 2 va fi bazată doar pe ataca altui candidat, dacă va fi altcineva, nu va fi pe cine să-l atace. Mai mult ca atât, domnul Dodon impune, dacă ați observați, strategia sa proprie, pentru că toate partidele, toți candidații își structurează campania electorală pe atac. Pe atac fost actualului președinte, pe atac aceste persoane, ceea ce îi permite să arate că este cel mai puternic candidat. Adică strategie simplă, atacul pe cel mai puternic ca să obții ceva dividende. Dintr-o parte, această strategie este bună, că poți să faci publicitate din alte, tu îi pui valoare, adică unui candidat. De aceea, noi vedem din start cine este favoritul. Doi, Maia Sandu, care la momentul dat se bucură de un procent mai mare decât ceilalți candidați pe dreapta. Mai mult ca atât, este arătat ca un fel de candidat pro-european care pledează pentru integrarea europeană, necătând că da, au avut unele greșeli în istorie, chiar și atunci când a fost prim-ministru. Revenim la folosirea resurselor administrative. Iată, președintele Igor Dodon promite să nu folosească resursele administrative. Deși cunoaștem cu toții că sub controlul dumnealui se află un dita mai un întreg imperiu media, pot fi considerate cheltuielile pentru întreținerea acestor posturi de televiziune, pentru aceste site-uri de știri, drept folosirea resurselor media, a resurselor administrative? Și a doua întrebare, ce a vrut să arate domnul Dodon când a promis acest lucru, că nu va folosi aceste resurse? Bun, sunt două modalități de a folosi resursele administrative. Prima este la limita legalității. Sigur că instituțiile statului, administrația publică locală, cu atât mai mult cei care aparțin Partidului Socialiștilor, dar și alți primari, consilieri raionali, președinți de raioane, au o atitudine ceva mai respectoasă, mai reverențioasă față de solicitările care vin din partea, de exemplu, stafului electoral al președintelui, pentru că, bun, este o persoană în funcție și în cea mai înaltă funcție a statului. Deci, asemenea, modalitate de a fi avantajat în timpul campaniei, funcția te propulsează, funcția te împinge, funcția îi obligă cumva pe reprezentanții instituțiilor statului, diverse alte instituții să ia în serios solicitările care vin din partea președintelui, și acest gen de a folosi resursele administrative, el în fond este unul acceptabil. Nu te poți opune, nu te poți război cu acest mod de activitate. Sigur, folosirea ilegală a resurselor administrative, atunci când toate instituțiile statului în mod fățiș promovează un singur candidat, vorbim de domnul Dodon, atunci când toate televiziunile sunt implicate non-stop, încălcând codul audiovizualului în promovarea unei candidaturi, asta ar putea stârni nemulțumire și în cele din urmă provoca sesizarea cecului. Eu n-am făcut o analiză a prestației televiziunilor pe care în ultimul timp promovează Partidul Socialiștilor și candidatul lor, dar este foarte clar că aceste televiziuni trebuie să respecte codul audiovizual. Și codul audiovizual și Consiliul Audiovizualului trebuie să pronunțe asupra încălcărilor în cazul în care ele se comit. Sigur că opoziția va spune că președintele, care este ținta a tuturor atacurilor, încalcă regulile și abuzează de resurse administrative. Dar noi trebuie să ne convingem de acest lucru prin niște dovezi clare. Toți au posibilitatea să iasă la televizor, nu fiecare candidat de dimineață până seară, să vorbească și să dea declarații. Aveți perfectă dreptate. Evident, dar că impactul acesta asupra cetățenilor este cel mai mare. Dar domnul Lisnevski a spus că candidații se află în situații inegale. Ei nu au pornit
din start cu aceleași, fiind înzestrați cu aceleași resurse și fiind pe poziții de egalitate. Iată, din start nu este clar că domnul Dodon și Maia Sandu sunt mai avantajați în raport cu alții din cauza unui istoric al participărilor politice. Evident că președintele Dodon este ceva mai avantajat decât alții pentru că el este, deține cea mai importantă, cea mai înaltă funcție în stat și poate să mai telefoneze pe unul, pe altul. Dar și opoziția nu este lipsită de resurse, doar că resursele sunt altele. Este mobilizarea electorală, este suscitarea urii față de regim, Facebook-ul și așa mai departe. Astea sunt resursele opoziției de care nu dispune puterea. De aceea putem vorbi de un anumit echilibru. Puterea este avantajată în anumite aspecte, opoziția este avantajată în altceva. Oamenii care nu sunt nemulțumiți de putere vor vota cu opoziția. Ei nu vor privi televiziunile domnului Dodon. Dar cum ne uităm la faptul că domnul Dodon, prin intermediul partidului său, deci Partidul Socialiștilor, activiștii, mai bine zis, a partidului, dau împrăștie ziarul partidului, în care este descris darea de seama președintelui pe timpul mandatului, primului mandat, dar și relevă promisiunile pentru anul viitor. Nu vorbim de folosirea partidului ca resursă administrativă. Dar cine interzice asta? Eu nu am auzit despre o interdicție în acest sens. Bine. Și nu am fost informat cu privire la faptul că un partid, Partidul Socialiștilor, nu are dreptul să promoveze un candidat pe care ei îl doresc. Acest lucru este, din câte știu eu, permis de legislație. Bine, că a început un pic mai devreme decât... Că dacă s-au încălcat anumite termeni, atunci, sigur, partidele de opoziție trebuie să sesizeze cecul și să solicite sancționarea acestui partid. Deși pentru o asemenea încălcare, care cred eu nu este foarte gravă și sancțiunile sunt minore. Și din punctul ăsta de vedere... CEC a declarat că nu este o încălcare, dar acest fapt a strânit indignarea mai multor actori politici, mai ales că însăși domnul Dodon spunea că un partid politic nu are voie să financeze un candidat independent. Să nu în timpul campaniei electorale. Stați puțin, de finanțat nu are dreptul partidul. Evident, un partid nu are dreptul să financeze un candidat independent. Candidatul independent își are propria sa contabilitate, propriul cont electoral, dar un partid este în drept să promoveze un candidat independent. Dacă ei au decis la Consiliul Național că noi îl susținem pe Igor Dodon, cine poate să le interzică să facă acest lucru? Important, sigur, să fie aici, să fie transparență, să fie o anumită vizibilitate a cheltuielilor și partidul să fie înregistrat ca actor electoral, astfel încât să putem controla intrările și ieșirile financiare. Domnule Sinevski, dumneavoastră puteți face o concluzie, iată, la ce am vorbit discutat noi acum. Da, bine, problema finanțării politice în Republica Moldova a existat deja foarte mult timp. Pentru că noi nu suntem încă la acel nivel care ar trebui să fim cum și în Statele Unite sau altele țările europene, unde se declară practic fiecare bănuț care s-au cheltuit, unde s-au cheltuit, pentru că evident, cum și în Europa, cum în Statele Unite, partidele nu sunt egale, fiecare are resurse mai multe, cine mai va mai puține, există trei resurse principale pentru că fără care nu poți merge în campanie electorală. Este prima resursă oamenii, a doua banii și a treia timpul. Fără aceste trei resurse, niciun om politic sau partid nu poate să ducă, așa zicem, o viață politică. Evident, pentru toate aceste cheltuieri, tot partidul sau candidatul trebuie să declare de unde vin bani sau pe ce sunt cheltuieli. Republica Moldova foarte mult deja discută despre aceste lucruri și probabil că cândva și noi ne vom mândri cu partidele care vor declara lunar cheltuieli, partidele care vor arăta lunar cum sursa venitului și pe ce sunt folosite. Pentru că nu este problemă că un partid, de exemplu, finanțează publicitate pe o mass media sau pe la o televiziune. E problema este că să fie toate declarate acestea transparent. Anume în acest punct. Ce ține de resurse, da, administrative sau folosirea în campanie electorală. Evident că orice candidat încearcă să joace la limita legii. Chiar și startul candidatului, practic, pot să vă zic din start că toți candidații care sunt la momentul înregistrat
parțial au depășit, așa zicem, sau au fost pe marginea legii în, în această campanie electorală. Când declară că vor participa, când fac publicitate la mass media, etc. Pentru că, da, doar se permite să faci publicitate doar ultima lună. Însă legea nu are niște reguli clare. Acesta se poate, acesta nu se poate. Evident că juriștii vor consulta, sau chiar și specialiștii în tehnologie politice vor consulta să folosească unele, așa zicem, trecerea peste lege sau ceva, sau care pot fi folosite, dar nu încalcă legea. Toate aceste metode, evident că vor fi folosite. Mai mult ca atât, deja ultima lună noi putem vorbi despre folosirea unor victorii istorice, da? Evident, domnul Dodon se va folosi de încrederea în instituții prezidențiale, care de fapt este deja 30 de ani. Această încredere în această instituție este, bine, diferite sondaje arată de la 35 până la chiar și Reaens pare că a dat 42% încredere. Evident că se va lăsi de această încredere, a trage această încredere pe imagine personală. Evident, va folosi lucru că este candidat cu cel mai mare rating. Fix așa cum doamna Maia Sandu va folosi resursele de vot de protest. Va folosi acest electorat, va folosi rețele sociale. Adică lupta în mare parte va arăta cine are resurse mai mari, asta una, și a doua, cine va face greșeli mai puține. Pentru că acești sesizări la CEC, evident, vor avea un rezultat. Dacă domnul Dodon va încălca, practic, pe parcursul campaniei, va avea mai multe încălcări și aceste lucruri vor fi analizate la CEC, evident, acest lucru se va fi vizibil și chiar observatori internaționali vor da alarma, adică vor arăta aceste lucruri. Fix așa cum și în candidații de opoziție. Foarte des se folosesc de faptul acela că nu pot fi limitați sau scoși din curs electorală. Dacă noi observăm cum și unii candidați de opoziție în campanii precedente special încălcau legea ca să fie scoși ca să folosească aceste lucruri. Vom vedea deja în campanie electorală. Domnul Dodon mai promite că nu va participa la dezbatere electorale televizate, dar în schimb va merge în teritoriu și va organiza minimum 12-15 întâlniri cu cetățenii pe timp de pandemie. Dar întrebarea mea este, de ce n-ar accepta sau n-ar dori să participe la aceste, normal, aceste dezbateri electorale care se fac în mod normal? De ce, de cine, de ce i-ar fi frică, domnul Ciurea? Explicația este una simplă din zona tehnologiilor politice. Domnul Dodon este liderul indiscutabil al acestei curse electorale, el este favoritul cursei și în aceste condiții întâlnirile cu contracandidații care ar putea să-l provoace, care ar putea să-l împiedice, să-l jeneze, să-l incomodeze, sigur că nu-l favorizează sub nicio formă. Domnul președinte, cel puțin în primul tur, vrea să aibă un parcurs liniștit, dialogul să-l poarte doar cu alegătorii și să nu să se expună riscului unui atac la baionetă sau unor lovituri sub centură din partea electorală care ar putea să-i prejudiceze imaginea. Și cred că a fost sfătuit de consilierii lui să accepte un asemenea parcurs fără dialog cu contracandidații. Asta nu înseamnă că nu va exista discuții în timpul campaniei electorale, dar el va discuta cu alegătorii în mod direct și nu cu contracandidații, care, într-adevăr, l-au transformat în ținta tuturor atacurilor lor. Ei vor să se năpustească ca niște, să zicem așa, nu vreau să folosesc cuvinte tari, ei vor să se năpustească cu toții asupra lui și să-l sfâșie, să-l rupă în bucăți. Vreți să spuneți că toți contracandidații au făcut front comun împotriva domnului Dodon? Ei n-au făcut front comun, ei n-au făcut, dar l-au ales pe președintele Dodon drept ținta atacurilor lor. De aceea, dacă o să încercați să faceți o dezbatere electorală în primul tur și ca printr-o minune domnul Dodon va accepta invitația dumneavoastră, veți vedea că el va fi unul singur și toți ceilalți se vor întrece în a-l ataca pe președintele Dodon. Eu, sincer, nici nu prea cred că o asemenea gen de emisiune poate să fie captivantă pentru majoritatea telespectatorilor.
cui place boxul politic. Bine, dar de ce se întâmplă acest lucru, domnule Lisnevski? Cum credeți? S-ar putea întâmpla din cauza faptului că dumnealui este președintele țării sau din cauza politicilor pe care le duce dumnealui? Știți, aici, nu, dacă sincer, noi nu putem învinui opoziția sau ceilalți candidați că au acceptat sau au ales această strategie de a ataca un dușman. Pentru că, în primul rând, acești contracandidați nu au avut timp să aibă o strategie destul de rezultativă, argumentată și pe lung timp. Evident că orice specialist în tehnologie politice a sfătui un candidat să aleagă cea mai simplă, adică de a crea un contracandidat, un dușman cărui se va duce lupta. Acest lucru a fost cândva domnul Vladimir Voronin, acest personaj a fost cândva domnul Plahotniuc, la momentul dat este domnul Igor Dodon. E mai simplu, însă, pe lângă acest fapt, trebuie permanent să creezi și emoții pozitive, adică să propui electoratul ceva în plus, cum a făcut domnul Vlad Filat când a mers contra la comuniștii. A propus o rezolvare a problemei. Parțial a făcut acest lucru și doamna Maia Sandu, când a mers contra lui domnul Plahotniuc și a propunea, la momentul dat, noi așteptăm de la acești contracandidați, pe lângă strategia unui dușman și unele propuneri. Dacă, evident, aceste propuneri care vor crea emoții pozitive nu vor apărea, evident, vor pierde în această bătălie, pentru că prin lovituri asupra unui candidat îi dau valoare. Adică, dintr-o parte, mobilizează electoratul domnului Igor Dodon. Cât mai des opoziția... Este un lucru paradoxal. Domnul Dodon ar trebui să vină la dezbateri electorale. Acum și trecem la dezbateri. Ca să-l învingi pe domnul Dodon, trebuie să creezi o strategie nu legată de dumnealui. Este un lucru paradoxal. Însă, toți candidații, practic, au creat strategia sa de campanie cu lupta cu actualul președinte. Ce ține la dezbatere? Evident, aici este o tehnologie. Această tehnologie a fost folosită, practic, în toate noastre campanii electorale. Cândva a făcut același lucru domnul Andrei Năstase, bine, la alte alegeri. Însă, prin neparticiparea în primul tur, pentru că părerea mea că orice neparticipare este totuși o greșeală. Fiecare politician este obligat, e greu, posibil că sunt riscuri mari, dar trebuie să fii pregătit pentru aceste lucruri, să participe. Însă, este o tehnologie când nu-i dai valoarea contracandidaților. Adică în locul tău se duce o persoană, de exemplu, poate să participe un purtător de cuvânt, un alt reprezentant, care nu-i dă valoarea contracandidatului. În turul 2, evident, sunt convins că aceste dezbateri vor fi. Când va fi clar cine va fi în turul 2 din partea dreptei. Pentru că aici practic putem vorbi că domnul Dodon se vede deja în turul 2 și practic toate sondajele acest lucru arată. De ce în turul 2? Da, noi vom vedea aceste dezbateri deja la alt nivel, unde vor fi mai clare pozițiile acestor politicieni. Revenim la candidații. Cu toții observăm, am început discuția cu asta, o luptă aprigă pe dreapta și aici vorbim între candidații de dreapta, vorbim în special de Maia Sandu și Andrei Năstase. Cum credeți o să reușească ei să îngroape securea războiului, măcar în turul 2, dacă o să treacă, evident, domnul Ciurea? Grea întrebare, pentru că domnul Năstase abia de apucat să se ridice securea războiului. Pentru el este foarte important să ducă această luptă până la capăt. El nu luptă doar pentru a-și salva propria carieră, el luptă pentru a-și ridica partidul, pentru a-l promova pe alte poziții decât cea de outsider pe care a avut-o în ultimul timp. Și din această cauză, el sigur că trebuie, este obligat să pună în dificultate pe Maia Sandu și asta implică declanșarea unui război politic. Eu cred că în primul tur acest război politic va fi dus până la capăt. Nu este vorba despre un abandon în favoarea doamnei Sandu, așa cum a procedat Năstase în 2016. Ce se va întâmpla în turul 2? Eu cred că în cazul în care unul dintre ei, și asta este inevitabil, va pierde și sigur că va fi obligat de situație, de împrejurări, să-l susțină pe celălalt contracandidat. Doar aici trebuie să menționăm faptul că această susținere și acea chemare adresată electoratului de a sprijini
pe contracandidatul său ar putea să fie ineficientă din cauza intensității bătăliei din primul tur. Și sigur, cu cât mai mult Năstase va lovi în doamna Sandu în primul tur, cu atât mai puține șanse va avea candidatul dreptei care va ajunge în turul 2 să îl bată pe domnul Dodon, pentru că lumea reacționează la asemenea gen de confruntări și electoratul drept este totuși un candidat destul de idealist. Ei cred în dreptate, în cinste, în justiție și atunci când își văd liderii pălmuindu-se, sigur că acest lucru le curmă cheful de a vota în turul 2. Domnule Lisnevski, Partidul Democrat nu și-a înaintat nicio candidatură la funcția de președinte a Republicii Moldova. În același, dar nici n-au spus pe cine vor susține, cu toate că anterior au declarat că vor face acest lucru. Cum credeți dumneavoastră, îl vor susține deschis pe domnul Dodon sau așteaptă rezultatele primului tur ca să... Nu cred că vor susține deschis. Partidul Democrat permanent a fost un partid, bine așa, de centru și pro-european, care mergea mai mult pe dreapta. Tot ce probabil Partidul Democrat ar trebui în această campanie, până când toți sunt preocupați de bătălia aceasta pentru prezidențiale, să-și facă o analiză la toată activitatea, să se gândească deja la parlamentare, pentru că dacă vor continua tot așa, sunt riscuri că în viitorul parlament va fi fără Partidul Democrat. Totuși, au nevoie de acest rebranding care trebuia încă de-l făcut în septembrie anul trecut, în 2019, atunci la Congres. Bine, au încercat acest lucru. La momentul dat, evident că șanse la orice alt candidat, cum îi văd că sunt, practic, sunt foarte mici, de ce nu au intrat candidat? Mai mult ca atât, toată problema în Republica Moldova că electoratul nu prea ascultă liderii. Dacă țineți minte, domnul Dorin Chertoacă, când la locale a ieșit în 2019 că s-a susținut pe domnul Andrei Năstase, electoratul PLE-ului, unionist, nu l-a ascultat pe Dorin Chertoacă și practic nu a participat la alegeri. Și acest lucru s-a văzut, dacă să facem o analiză la electorat care au participat. Fix același lucru se întâmplă când doamna Maia Sandu a chemat să-l voteze pe domnul Andrei Năstase. Adică noi vedem că electoratul totuși are o proprie viziune, are și una viziune, dar are și dezamăgiri în unii sau doilea politicieni. De aceea, mare parte, se vorbește despre această bătălie dintre doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase. Pentru că, iarăși, ne întâlnim cu lucruri paradoxale în Republica Moldova. Că pentru turul 2, mai bun candidat domnul Andrei Năstase, pentru că are un antireting mai puțin. Evident că are și un rating mai puțin. Deci e posibilă mobilizarea cei de dreapte asupra unui politician care are un antireting mai mic. Evident, acest lucru e greu de produs, pentru că domnul Andrei Năstase într-o lună de zile trebuie să devie un luptător, să prie electoratul de la doamna Maia Sandu înapoi, este un lucru practic ireal, având acele resurse pe care le are la momentul dat. Mai mult ca atât, noi putem vorbi despre doi candidați unioniști, adică pe un procent destul de mic noi vedem cum merg și domnul Dorin Chertoacă și domnul Țicu, care iarăși lupte cu blocul acum, care bine, acum nu este deja oficial, dar încă cu partidul PAS și PPDA. De ce această bătălie va provoca un procent de 7-8% de dreapta, care pur și simplu în turul 2 vor refuza să susțină un candidat sau a doilea. Deci vom avea, într-adevăr, cum a zis domnul Ciurea, un scrutin cu surprize. Domnule Ciurea, pe cine, în opinia dumneavoastră, vor susține Partidul Democrat la ce candidatură? Sigur că ei sunt ca și în anul 2016 puși într-o situație dificilă de a alege între două opțiuni care nu îi prea avantajează. Vedem că ei sunt acum curtați și de ambasadori străini, occidentali, a căror favorită este Maia Sandu. Și îmi dau seama că, deși PD-ul este partea alianței cu socialiștii, și în mod firesc ar fi trebuit să îl susțină pe domnul Dodon. Știți ce nu fac? Pentru că vin ambasadorii și le spun să nu facă acest lucru, iar Maia Sandu spune că nu cred că are în totalitate dreptate, poate parțial, că primarii PD-ului vor ca
președinte să devină Maia Sandu. Și în... Da, și în acest context, scuze, vreau să vă întreb de ce oare s-ar fi întâlnit domnul Pavel Filip cu Maia Sandu? Ce ar fi negociat? Bun, eu cred că Maia Sandu este interesată, de vreme ce Pavel Filip nu participă în aceste alegeri, să obțină o declarație de susținere din partea PD-ului și ea contează foarte mult pe această declarație. Din această cauză, cred că domnul Filip este vizitat și de ambasadori străini. Acum... Dar ce s-a schimbat din 2016, atunci când Maia Sandu a spus că nu are nevoie de susținerea democraților? Păi nu, păi ea consideră, iarăși, de o manieră destul de haioasă, că PD-ul s-a curățat, că această variantă a PD-ului, fără Plahotniuc, cu Filip, care a demarat reforma partidului, este frecventabilă, poate fi acceptată drept partea unei coaliții de centru-dreapta. Deci această schimbare de optică este vizibilă, ea s-a văzut și în vară, doar că nu știu în ce măsură PD-ul, în formatul actual, este tentat să o sprijine pe Maia Sandu, care a fost și-a arătat colții în raport cu acest partid anul trecut. Din această cauză, eu cred că PD-ul va încerca să o spele, cum face de multe ori, să nu vină cu o formulă clară, pe înțelesul tuturor, pentru electorat, să o scalde, este expresia corectă, și va încerca să-și camufleze intențiile, oferind un răspuns publicului în doi pieri, dacă acest lucru va fi posibil. Aici aș vrea să adaug, da, ce s-a schimbat. Probabil că consultanții doamnei Maia Sandu s-au motorizat și au înțeles că totuși, ca Maia Sandu să câștige, este nevoie de voturi din partea tuturor partidei. Pentru că unica șansă să-l învingi pe contracandidatul, da, domnul Dodon, este chiar să obții voturi din bazinul acestui candidat. În momentul când Maia Sandu va arăta o altă campanie electorală, pentru că, bine, sunt 12 candidați care vor face strategie pe bază la lupta contra lui Dodon. Când Maia Sandu va veni cu unele propuneri, cu unele rezolvări a problemelor, va avea o campanie destul de pașnică, care se va desibi de ceilalți și se va adresa la electoratul tuturor, practic, politicienilor și chiar și la electoratul socialiștilor, atunci are șansă cât de cât să concureze cu acest candidat. Pentru că greșelile din campania trecută trebuie să învețe foarte multe lucruri. Și Maia Sandu, și domnul Andrei Năstase, și practic mulți candidați înțeleg că este ultima lor campanie prezidențială din viața lor politică. Pentru că, bine, nu este secret că deja și Statele Unite și Federația Rusă deja se gândesc la unii, așa zicem, politicieni noi care pot fi promovați, care pot fi participi în următoarele campanii. Apropo, domnul Ciurea, miza Federației Ruse rămâne candidatura domnului Dodon a doilea mandat? Ei n-au făcut nicio declarație în acest sens, dar din faptele pe care le putem urmări, reiese în mod clar că Moscova va miza în continuare pe Igor Dodon. Vedem că contracandidatul de pe stânga a domnului Dodon, Renato Sato, are mari probleme cu Moscova și cu justiția rusă. Parțial, probabil, pe motive valide, dar și din considerente, cred, electorale, astfel încât Dodon are un parcurs foarte așa lejer în primul tur și Moscova nu-i creează obstacole. Tot în acest context, unii analiști politici spun că domnul Dodon ar încerca prin resurse... ar încerca prin metode, mai bine zis, administrative, să-l înlăture pe domnul Renato Usatăi de la prezidențiale, așa cum s-a întâmplat în 2016. În 2016 nu domnul Dodon. Dumnealui n-a fost... n-a reușit până la urmă să candideze domnul Usatăi. Poate nu m-am exprimat eu corect. Domnule Snevski. Sunt foarte multe, așa să zicem, presupuneri de tehnologii, însă acest lucru, dacă se întâmple, mai mult îl va favoriza pe domnul Renato Usatăi, pentru că dacă acest lucru se întâmplă și domnul Renato Usatăi este scos din curse, îi dă un procent de vot de protest pentru parlamentari.
Noi trebuie să înțelegem că tot ce e posibil, că parlamentarii vor fi în anul viitor. Funcția de președinte. Domnul Sateș, așa e clar că tot ce probabil că vă va pierde. Însă, toată această stârnire asupra acestui politician poate să-i aducă dividende politice la parlamentari. De ce va fi o greșeală dacă se va întâmpla acest lucru sau va fi folosit în favoarea lor? Domnule Stinschi, mai avem foarte puțin timp. Ne-au rămas și multe întrebări, dar na. Vorbim despre sondaje, care nu mint, nu? Ele arată în ultimul timp că a crescut ratingul partidului politic Șor. Vreau să vă întreb, candidata partidului politic Șor, Violeta Ivanov, la prezidențiale, pentru cine va fi un contracandidat mai, nu știu, de frică să zic, pentru domnul Dodon sau pentru Renato Usatăi? La momentul dat, pe stânga, noi vedem doi candidați. Este vorba despre domnul Igor Dodon și despre candidatul partidului Șor. Pentru că ceilalți, chiar și Renato Usată, practic s-au mișcat pe dreapta, centru-dreapta. Deci aici vedem cum Partidul Șor mai mult concurează cu Partidul Socialiștilor. Mai mult ca atât, acestea două partide, de fapt, sunt clasice partide cu structuri teritoriale. Asta este foarte important pentru orice partid. Da. Ce poate da dividende politice și candidatul. Adică orice candidat poate să aibă un rating destul de mare, având această structură. Doamnă Ciureș, neastră această întrebare, ultima. Pentru cine doamna va fi un, Violeta doamna Ivanov, teoretic, se află în cel de-al doilea pluton și, nu știu, probabil aspiră să ajungă în turul 2, deși șanse sunt, desigur, puține, cel puțin sondajele indică acest lucru. Ea este dezavantajată și de apartenența anterioară la alte formațiuni politice. Bun, dar pentru doamna Violeta Ivanov este important participarea în campanie. Dar dinamica, deci este în creștere, este... Dar eu n-am urmărit. Partidul politic Șor și Violeta Ivanov sunt totuși două lucruri diferite, pentru că doamna Ivanov a ajuns recent în acest partid și asta este problema. Problema acestui candidat. Eu aș spune în felul următor. Partidul politic Șor n-a fost foarte inventiv în selectarea candidatului. Dacă ar fi fost mai atent, dacă ar fi vrut să fie mai atent, putea să găsească un candidat cu șanse mai mari, pentru că sunt candidați care aparțin de mai mult timp acestui partid. Doamna Ivanov este recent venită în formațiune și are acea istoric, acel istoric pe care îl știm pentru că a fost în Partidul Democrat. Aici, foarte scurt, da, practic, foarte scurt, pe 30 septembrie noi deja vom afla când va fi următorul sondaj, dacă a putut Partidul Șor să transmită acest rating candidatului său. Deci urmează să vedem încă care sunt șansele și... Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Mersi. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem lunea viitoare, exact la ora 18, aici la Moldova, zi de zi. Toate bune!